Vremea extremă va face probleme pe tot parcursul acestui weekend. Vă spuneam și ceva mai devreme faptul că suntem sub incidența unui cod galben de vânt și viscol. La munte, instalațiile pe cablu au fost oprite, iar salvamontiștii fac apel la turiști să nu se aventureze pe traseu. Și mergem chiar în acest moment la Administrația Națională de Meteorologie, Alina Șerban, în acest moment în direct. Alina, bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru prezența ta. Așadar, numai puțin de 20 de județe se află în acest moment sub avertizare de vreme rea. Concret, la ce să ne așteptăm? Bun găsit tuturor! Vreme rea, într-adevăr, în zonele montane, acolo unde vântul prezintă intensificări cu rafale mai mari pe creste, la altitudini de peste 1700 de metri, rafale de 90, 110-120 de kilometri pe oră și mai mult decât atât, tot în zonele montane ninge și va ninge pe tot parcursul zilei, astfel încât va fi viscol, vizibilitate mult redusă și evident se va depune un nou strat de zăpadă, pentru că în zonele montane, știm bine, la altitudini mai mari, încă avem un strat de zăpadă destul de consistent. De altfel, pe parcursul zilei de astăzi, intensificările ale vântului vom avea și în partea de sud-vest și de centru a teritoriului, în Oltenia, în sudul Banatului, în mare parte din Transilvania, în nord-vestul Munteniei, viteze în general de 55-65 de km pe oră, iar în Transilvania vântul se va asocia din când în când și cu ninsoare, așa că și în Transilvania, mai ales în jumătatea acesteia, vom avea episoade cu viscol, evident nu la aceeași intensitate cu zona montană. În condiții în care temperaturile au mai scăzut față de zilele anterioare, astăzi vom avea valori termice de la -20 grade în depresiuni, 1-2 grade prin nordul Moldovei, până la cel mult 5-6 grade, mai mari decât atât în zona Olteniei, dar nu se vor resimți, bineînțeles, pentru că acolo vântul va fi destul de intens. Vorbim de valori de 9-10 grade, nu resimțite, repet. Vântul va continua să prezinte intensificări și pe parcursul nopții care urmează, tot în zonele montane, viteze mai mari în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, dar în scădere față de astăzi, adică ne așteptăm la rafale de cel mult 80, 90, poate chiar 100 de km pe oră din când în când. Ninsorile vor slăbi în intensitate și se vor reduce ca arie, astfel încât acestea vor fi mai slabe cantitativ, dar în continuare se vor asocia cu vântul. Mare atenție va fi și noapte, deci pentru zona montană va fi destul de periculos și în noaptea care urmează. Pentru intervalul următor, sub aspect termic, putem spune că se mai răcește puțin. Mâine vorbim de maxime de la -20 grade în depresiuni și prin nordul Moldovei la cel mult 5-6-7 grade în partea de sud a teritoriului. Acest tablou termic se va menține cumva sau poate ușor mai scăzut la începutul săptămânii viitoare, iar minimele vor fi și ele în scădere, vor deveni negative în toată țara, iar luni spre marți, duminică spre luni, foarte probabil să vorbim de ger. Alina.